Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Bun, bine. Dacă ești gata, propun să începem. Sigur. Și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Cu mare plăcere. Iar mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Iar prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? Pe cine admiri cel mai mult din jurul meu sau... All over. Fie all că over. E viu, fie că nu mai e, fie că e în spațiu. De unde vrei tu? Admir mai mulți oameni, admir mai multe persoane, pentru că de-a lungul timpului am încercat să mă raportez la câteva modele pentru a-mi ghida primii pași în anumite medii și informațiile pe care le primeam eu la acel moment, fiind un copil crescut la sat, în județul Sibiu, la 40 de kilometri de oraș. Da. Și toată copilăria mea am petrecut acolo până la 14 ani, apoi 4 ani am fost la liceu în Sibiu. În toată acea perioadă, reperele erau restrânse și se limitau la membrii familiei, la piața din sat. Și încercam la să comunitatea trec, de acolo, comunitatea cumva. De acolo, da. Încercam să trec peste asta. Și mi-aduc aminte că erau tot din educația pe care o primeam la școală și din modul în care mă raportam la informații, m-au dus treptat spre a mă descoperi ca o fire predominant artistică. Ca urmare, persoana care m-a inspirat, m-a motivat foarte mult atunci, era Leonardo da Vinci. Eram fascinat de câte activități diverse putea să aibă acea persoană și am început să studiez atunci, primind informația în școală, am început să studiez extra despre ceea ce înseamnă Leonardo da Vinci pentru o omenire, dacă vrei. Și nu am continuat să obțin informații despre el și dacă în acea perioadă știam că sculptura, pictura sunt îndelenicile, să spunem, de bază, am fiș apostolului. CV-ul. Da, pe lângă asta erau studii tehnice de aeronautică, în medicină și ulterior am descoperit faptul că a inventat un instrument muzical care e o combinație între un pian și un instrument are o dezvoltare specială cu coarde, nu cea a pianului, dar e un instrument foarte vechi pe care l-a inventat Da Vinci și nu contenește să mă uimească ceea ce obțin în timp ca și informație despre Leonardo da Vinci. Ca și personaj. Parcă e o persoană, convingerile mele sunt puțin, să spun, mai complexe vis-a-vis de existența noastră. Da. Și atunci mă gândesc că Leonardo da Vinci e unul dintre cei care au descoperit eternitatea. Pentru că el e și acum, în rândul nostru, prin realizările lui, vorbim despre realizările lui sau despre el și mi se pare că nu a dispărut nimic din ce, ce a era, fost el. Decât un corp, o entitate materială. Și asta a fost atunci. Știu că așa m-am dezvoltat. Nu era un idol neapărat, da. Nu era un reper constant în viața mea, dar cu siguranță am fost mult... focusat cumva pe personajul acesta. De fiecare dată când primeam o informație, mă raportam la ea și mă uimea dincolo de realizările individuale complexitatea. Complexitatea lui ca și energie. Dincolo de asta, pentru că pasiunea mea dincolo de ceea ce fac se îndreaptă treptat spre cinematografie și încerc să explorez tot mai mult acest domeniu, îmi plac regizorii mari de la Hollywood, Christopher Nolan și George Lucas. Sunt două persoane pe care le am ca și repere, să spunem. Da, da. Deci aceștia ar fi. Da, în mare da. Sunt tot felul de oameni, sunt oameni cu siguranță, care lucrez, că lista e mult mai mare. Sunt oameni din activități, sunt oameni din echipă.
care mă inspiră, care mă motivează să fac anumite lucruri sau de la care îmi extrag anumită valoare, energie, cumva, și, energie. Și confirmare. Și sunt importanți sunt toți acești oameni pentru mine. Nice. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Asta se întâmplă an de an. Apar mereu altele. În fiecare an îmi schimb strategiile, dar nu că le schimb, le trec la nivelul... Upgrade. Le fac un upgrade, exact. Și la final de an, exact asta am și făcut. Asta să mă gândesc în ce direcție pot merge lucrurile și am început să pun mai mult accentul spre cinematografie. Dacă activitatea mea predominantă este în domeniul modei și acolo dezvolt cele mai multe proiecte, de la începutul anului am început să valorific mai mult proiectele mele sau experiențele mele în cinematografie la nivelul, să spunem, primar, în care produc și regizez videoclipuri, reclame, dar îmi place foarte mult acest aspect și încerc să dau valența de film și de story în fiecare dintre ele, însoțite, evident, de o imagine adecvată. Cool. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Dacă ar fi să învăț pe cineva lucru sau concept... Ce ai dat mai departe? Cam asta cred că e linia. Cred că conștiința muncii. Cred că e un lucru pe care am fost educat. Că dacă îți dorești ceva, obții prin multă muncă, prețul prin dăruire, prin sacrificii, prin risc. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le pui în joc în momentul în care îți dorești să obții ceva. Pentru că nu există scurtături. Da. Eu asta am învățat. La mine nu a fost valabil. Și pentru că nu poți să înveți pe cineva decât din propriile experiențe, asta oamenii din jur, că pentru ceea ce îți dorești, trebuie să te gândești ce ești dispus să oferi. Prețul plătit. Da. E foarte important să ne dăm seama ca oameni în ce, cine suntem și în ce direcție mergem. Și cu când ne dăm seama de aceste aspecte în viață, cu când ne dăm seama mai devreme, la o vârstă mai fragedă, cu atât restul vieții e mult mai ușor. Pentru că ai foarte clar destinația, înțelegi în ce constă călătoria și trebuie doar să o parcurgi. Când nu ai o destinație, s-ar putea să o iei pe tot felul de drumuri și să faci încercări și să te întorci și să pornești pe un alt drum și să-ți dai seama că niciodată nu ajungi unde ți-ai fi dorit. Problema e pentru că nu știi ce ți-ai fi dorit exact. Okay. Și probabil primul pas e să știi ce vrei cu adevărat. Exact, sau să confirm cu tine. Să-ți dai seama cine ești și încotro te îndrepți. Se întâmplă lucruri. Toate lucrurile astea, ce îți dă ție valoare, care sunt elementele în care tu te simți valorificat și în care tu simțindu-te valorificat poți să răspundești în jur bunăstare, fericire, valoare, energie bună. Pentru că asta am înțeles și dacă vrei să mergem într-o zonă mai conceptuală, asta am înțeles că a făcut și Da Vinci sau fac Nolan și Lucas cu noi. Suntem o generație întreagă influențată de Războiul Stelelor, nu? Vorbind strict despre asta, pentru că e o persoană, e un om, care la fel a crezut în visul lui, când toți ceilalți nu înțelegeau, l-a urmat, a ajuns acolo și uite că ne-a influențat pe toți. Pe toți cei care ne raportăm într-o mai mică sau mai mare măsură la realizarea lui. Am intrat în lumea lui. Omul acela a oferit foarte mult pentru a primi ceea ce primește acum. Și a oferit toată resursa materială, toată resursa energetică și a riscat enorm, mergând pe aceeași linie. Și a obținut ceea ce a obținut acum.
valoare materială enormă, dar și mai mult de atât, apreciere. Apreciere. Și aprecierea care ție de fapt, sau persoanei aceleia, îi dă valoare într-un timp altul decât cel în care tu trăiești fizic pe momentul ăsta. Corect. Și de aceea, dacă vrei, spunând că mergem într-o zonă numai conceptuală, aici e eternitatea. Mm-hmm. Tu nu mai ești fizic. Dar încă ești. Dar uite că suntem în generații între ei, da? 70, dacă stăm să luăm lucrurile doar așa legate de războiul stelor, nu știu, 75, ceva. 79, ceva de genul ăsta. Nu știu exact. Da? Când nu i-am născut niciun dintre noi și uite că au trecut 40 și 50 de ani imediat și suntem încă toți, lumea. Toți admiri aceeași da. Operă de artă. Da. Despre asta e. Cam despre asta e vorba. Da. Tare, tare, tare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Fairic Fashion Week, categoric, e proiectul în care am investit cel mai mult și e o investiție care nu se cuantifică material cât energetic. Îți pare mai important aspectul ăsta, sincer. Categoric. Și nici profitul nu e unul material din proiect, cât e unul de recunoaștere. Care, iarăși, e mult mai important. Dar proiectul ăsta, pe de altă parte, fiind dezvoltat de 12 ani, într-o industrie locală care avea marea calitate, să spunem, și în același timp minus, de a fi doar locală. E o lume în care, pe măsură ce am parcurs trepte, da. Ieșind în afara țării, mi-am dat seama că acei oameni nu știau nimic despre noi. Nu existam. Nu e doar situația noastră a României, e situația și nici măcar a Balcanilor. E acea situație, dacă vrei, în Nordul Americii, Nordul Americii de Nord, ca și continent, în America de Sud, în Asia. Sunt foarte puține locuri în lumea asta care au efectiv un nucleu, să spunem, sau o piață în domeniul acesta al modei. Dar am reușit să le ating. Și asta e lucru poate care mi oferă, pe lângă cea mai mare satisfacție, recunoașterea de aceea de care vorbeam. Și categoric, Fairic Fashion Week este proiectul în care am investit cel mai mult și care m-a și format el pe mine. Ați crescut împreună. Exact. E un proiect în care am descoperit cum să-l clădesc, dar m-am autodescoperit cum aș vrea să evoluez. Și în raport cu Fericul, care de la ediție la ediție se dezvoltă înainte de toate în mintea mea și da. Apoi se implementează de fantastica echipă pe care o am în spate, dincolo de asta, Feric mi-a oferit pârghii, mi-a oferit oportunități și poate cel mai important lucru, mi-a oferit posibilitatea de a visa și mai sus. Și asta se întâmplă acum și de asta mă îndrept spre cinematografie. Faci tranziția ușor. De asta îmi doresc să fac film. Domeniul modei e un domeniu de, adică, nu moda în sine, partea de producție și confecție, ci, să spunem mai bine, partea de fashion show. Fashion de prezentare. Da, de prezentare. Partea ambalaj, de imagine. Mă rog, sau cum exact, vrei să partea numezi. De imagine, partea de expunere a industriei. Deși e o chestie aparent. Perenă. Da? Ea se întâmplă acum, show-ul se întâmplă acum, se lansează o colecție acum, toată lumea e interesată, se creează foarte mult interes pentru acel Buzz. Lucru, dar e un ready to wear, e o colecție gata de a fi purtată, se poartă și urmează un sezon nou, după care urmează un an nou cu alte două sezoane și tot așa. Nu rămâne mult în urmă. De asta okay. Cinematografia face același lucru, dar pe termen lung. Indiferent câtă calitate ai pune în ținute, atâta timp cât nu există
segmentul de haute couture, unde discutăm despre artă în modă. Dar în rest discutăm despre o industrie de consum. Da? Moda, hainele în sine se consumă și oricât de frumos ar fi expuse, create și realizate, ele sunt pentru un sezon. Ca urmare, ceea ce fac în modă în momentul de față mi-ar plăcea să fac în film pentru a și rămâne. Pentru a influența mai mult. Okay. Asta e proiectul personal și la această etapă am ajuns datorită evoluției și datorită confirmării pe care mi-a oferit-o Ferry Fashion Week. Deci s-au legat între ele, că nu e ca și cum ai plecat și cu asta. Categoric, exact. A venit de la sine. Exact, asta spun, că pas cu pas, descoperind... Nu trebuie să vezi neapărat tot. Nu. Nu trebuie să ai, trebuie să ai o imagine de ansamblu și apoi să descoperi detaliile. Și în funcție de fiecare detaliu, să începi să construiești în jur și să te întărești pe tine sau să te modelezi, să te adaptezi la convingeri pe care le dobândești în momentul în care valorifici. Trăiești ce e de trăit. Exact, ceea ce ai și obții rezultate. Pentru că un rezultat al muncii tale, un rezultat care devine apreciat, care e confirmat de către ceilalți, îți dă elan. E, de fapt, realizările oricare dintre noi sunt, exact, sunt combustibilul pentru următorul lucru. Da. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Același lucru, Ferry Fashion Week. Am început Ferry Fashion Week în 2008 și era, spuneam, Ferry Fashion Show, pentru că era doar o singură noapte. L-am făcut cu bani din sponsorizări și atunci încercam pe piața locală să atrag sponsori. În 2009 a venit criza. Niciun sponsor nu mai era interesat să investească bani. Mă ajutau, în schimb, cu partea de logistică. Dar am împrumutat bani atunci. Am avut o perioadă destul de grea în viață. Jobul meu de publicitar, că asta făceam eu atunci, era la fel, la pământ, pentru că companiile nu investeau în publicitate. Au fost primele costuri tăiate. Normal, din primele bugete. Companii, exact, în perioada de criză. Ca urmare, eram într-o situație foarte de jos. Dar încercam să nu mă scald în ea și să-mi văd de proiecte în continuare cu toate sacrificiile și riscurile pe care le presupuneam. Pentru că mi-am făcut foarte multe datorii încercând să continui proiectele și rezultatele nu veneau. Și rezultatele nu au venit încă vreo 5 ani, 6 ani. Sprijinul imens a fost de la primăria municipiului Sibiu, care finanța proiectul în fiecare an și le finanța cu un buget considerabil. Doar că eu vrând în fiecare ediție mult mai mult, bugetul acela nu mi-ajungea pentru ceea ce doream. Și mereu împrumutam bani, făceam mai mult. Ai generat resurse și soluții. Erau confirmare, fiecare ediție erau confirmare. Oamenii veneau, vedeau și spuneau, băi, e super, incredibil ceea ce faci. Și câștigam încredere. Câștigând încredere, începuseră să mi se dezvolte celelalte activități, reușind să fac bani, să plătesc datorile. Și cam așa a funcționat. Cam asta e... Și oamenii din jur, familie, prieteni, se uitau și spuneau, de ce mai faci? De ce mai faci proiectul ăsta? Nu te înțelegem, dacă te chinui atât de mult să-l faci, de ce mai faci asta? Am spus, pentru că am convingerea că într-o zi proiectul ăsta va fi extrem de mare și de important, nu pentru mine, ci pentru comunități întregi. Și de asta investesc. Și lucrul ăsta se confirmă acum. Mișto. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Fashion Week. Nu. Dacă aș pune ceva pe un afiș pe care ar fi văzut de tot. Cred că
Cred că aș scrie foarte mare, gândește. Ar fi un afiș sau ar fi mai multe mai mici și aș scrie atât, gândește. Uh-huh. Mi se pare că la modul în care populația globului crește, în care lupta corporațiilor pentru a câștiga piețe de consum e uriașă, strategiile pentru a face aceste lucruri sunt incredibil de bine dezvoltate și structurate. Noi ca și indivizi nu avem nicio șansă decât să facem lucrurile care ni se livrează, să consumi, să... Evident că faci toate lucrurile astea în mod natural. Ai niște nevoi ca și individ, trăiești într-o societate care mai mult sau mai puțin își pune amprenta asupra ta. Pune o presiune socială. Categoric, ce se întâmplă în social media influențează mult mai mult poate decât ce se întâmplă efectiv lângă tine. Se schimbă reperele, crește consumul, crește cantitatea, scade calitatea și cred că dacă fiecare dintre noi am gândit puțin mai mult, fiecare acțiune, și să o analizăm, să o trecem prin filtrul cerebral, analitic și să nu o lăsăm doar la nivel de impuls, cred că structura mondială ar fi puțin diferită. Și aici, dacă vrei, mă refer la tot ce înseamnă, pentru că tot vorbim de fashion, de sustenabilitate în modă și să te gândești că poate nu e în regulă să consumi haine care sunt făcute din blană, spre exemplu, și aici mă gândesc că sunt oameni care spun bun, dar folosești piele. E o mare diferență și aici. E o diferență foarte mare să sacrifici un animal doar pentru blană sau să sacrifici un animal pentru hrană și să folosești tot ce are animalul ăla, tot ce oferă el. Piele, pene, da. Blană, oase, nu știu, coarne, da? E da. O mare diferență între cele două aspecte. Obțin. Și atunci, poate dacă te gândi ca și impuls de cumpărare să iei un, nu știu, un produs din blană și dacă te gândești la asta și dacă global s-ar implementa acest lucru în mintea fiecăruia, cu siguranță lucrurile acelea nu se mai întâmplă. Ori în domeniu și dau roade toate aceste mișcări. Dar aici vorbim despre mod. Dacă în fiecare domeniu, dacă în fiecare aspect lucrurile ar fi puțin mai cumpătate, chiar și direcția în care ne îndreptăm, întorcându-ne la film, nu pot să nu fac referire sau să nu îmi amintesc de Circle. Dacă, nu știu dacă ai văzut filmul, e vorba despre o rețea de socializare. E, dacă nu, așa cu, mă știu dacă, cred că cu Tom Hanks. Okay. De 2-3 de 3 ani, ceva în urmă sau să nu cel. Și e un film în care e vorba despre o rețea de socializare care evident face referire la Facebook, se numește Circle, și care treptat efectiv pune stăpânire pe individ la nivelul la care la nivel extrem de înalt. Adică se colaborează la nivel de structuri de administrare cu statul, încât tu și acum rețelele de socializare să cer documente ca să ateste veridicitatea. Da, da, tot mai mult. Din ce în ce mai mult asta, și automat și carduri. Pentru că logându-te cu rețelele de socializare la alte platforme, tu plătești cardul fiind în acea rețea de socializare deja înregistrată. Și în acel film, în Circles, rețeaua de socializare devenea, contul tău devenea identitatea ta virtuală. Nu mai era nevoie să folosești documente, buletin, pașaport, driving license, ci să ai în telefon baterie și acela era tot ceea ce erai tu. Aveai card bancar, îți scana și făceai plățile automat. Mm-hmm. Așa se întâmplau lucrurile. Nu cred că suntem departe de a se întâmpla asta în ce privește fiecare individ. Și cred că toată direcția în care mergem ar putea fi mult mai eficientă, să spunem, pentru că eu nu sunt cel care se împotrivește pașilor
Da. Doar că hai să-i facem mult mai siguri. Ai parcurs un pas, să nu trebuiască să te întorci, că nu am călcat unde trebuie. E destul de insecure acolo unde am pus piciorul. Nu, gândește-te înainte. Gândește-te, da. Și atunci fiecare acțiune, dacă ar fi gândită de către individual, de către fiecare membru al societății sau cetățeanul unei țări sau o ființă de pe acest pământ, cred că lucrurile ar sta mult diferit. Asta aș face. Asta e bun. Pe care a scrie, gândește. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Sunt rare momentele astea și sunt un fel de momente pe care mi le spun, gata, pauză. Pauză. Da. Trag de mine pentru pauze, pentru că sunt un om care muncește foarte mult, muncesc și îmi place să muncesc noaptea. Noaptea? Lucrez, da, noaptea dezvolt prezentări, dezvolt concepte, scriu scenarii. Ești mai creativ. Sunt noaptea. Mai creativ noaptea și nu sunt întrerupt. Noaptea nu îmi intră mail-uri, nu sună telefonul. Și mai multă liniște. Nu am, din orice am punct de vedere. În jur și enorm de mult îmi place, dar de mic sunt. Știu că nu dormeam noaptea decât foarte târziu. Stăteam să mă uit la un film, dacă prindeam, da, evident, da, da, după perioada de revoluție în care mai aveam acces la filme la TV. Și acum îmi place, stau târziu. Cred că sunt perioade bune, ani, în urmă de când nu am dormit înainte de două noaptea. Wow. Da. Și dimineața mă trezesc. Mă trezesc la, în funcție, indiferent de ora, dacă fac producții, dacă am filmări și, nu știu, trebuie să merg pe platou, dacă am ședințe foto, dacă trebuie să fac producții pentru ceva, dacă am întâlniri, mă trezesc la 5, la 6, la cât e nevoie. Nu am problemă cu asta. Pentru mine, orele dormite pe noapte sunt, nu stau să le conștientizez. Trebuie să știu doar că trebuie să fiu energic. Și nu am problemele astea. Adică... Ești da, se întâmplă că atunci când creierul realizează că un proiect e finalizat, să se relaxeze și atunci organismul resimte asta. Nu mai există adrenalină în organism, nu există... Intri într-o zonă mai de... Și intru într-o zonă în care efectiv pic. Dar e o zonă și aceea, apropo de gândește, da, pe care o aștept. Mm. Și în care sunt pregătit cumva. Și atunci îmi extrag energia din o alimentație corectă, pe care nu am niciodată în viață, dar atunci știu să am grijă de asta. Da. Și mă uit la filme. Mă relaxez uitându-mă la filme. Uh-huh. Lași mintea să gonească un pic. Exact. Da. Am nevoie de o evadare în universul altcuiva. Uh-huh. Pentru că eu evadez destul de des din universul ăsta, că de asta încă oamenii spun că sunt nebun. Evadez destul de des din universul ăsta, într-un alt univers al meu sau alte lumi. Concepte. Pe care mi le-am construit. Uh-huh. Dar atunci, în perioada aceea, am nevoie să evadez din universul altcuiva și să descoper. Așa funcționezi tu. Da. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Munca te face bogat, indiferent de care e. Atâta timp cât tu, cât e parte din tine, cât munca pe care tu o prestezi, te și reprezintă. E o semnătură, e o amprentă. Suntem puțini oameni norocoși, să spunem. Da? Cred că ai auzit foarte des expresia asta. Mamă, ce norocos e să faci ceea ce îți place. Da. E într-adevăr o particularitate... și e un concept tot mai, mi se pare, tot mai exclusivist. Spuneam ca și indivizi, ca și număr, populația globului crește. Sunt tot mai puțini care pot să facă asta, ceea ce le place. Dar făcând ceea ce îți place, muncind, asta îți oferă satisfacție. Rezultatele muncii tale, pentru că în momentul în care îți place ceea ce faci, rezultatele nu întârzie să apară și sunt fenomenale și miraculoase, pentru că te îți dau energia de a face mai mult. Te motivează. Și toate astea înseamnă fericire. Înseamnă că te conștientizezi, îți conștientizezi valoarea, conștientizezi că nu ești doar o scânteie care apare, consumă, se consumă și se stinge, ci ești o energie care influențează în jur. Și influențată. Ești un concept care influențată crește și poate să influențeze. Da. Tare. Orice muncă e răspunsul. Da. Uh-huh. Orice muncă,
munca care și place. Condiția asta. Condiția să-ți placă. Bine. Orice muncă care îți face plăcere și care duce la rezultatul pe care tu ți-l dorești sau îl aștepți. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Vrei să fac o glumă? Am prieteni care le-aș face cadou cărți de joc. Glumesc. Când, face... când o să auzim podcastul cu prietenii, o să și de unii dintre ei la asta. E un insight acolo ceva, nu? Da, exact. E glumă. Nu sunt o persoană care de-a lungul vieții a citit pentru a descoperi sau n-am citit beletristică sau literatură universală foarte mult. Am citit lucruri care mi-au făcut mie bine în direcția profesională, pentru că viața mea profesională e viața mea personală, de fapt. Înțeleg. Citesc acum The Book of Film. E simplu. E și un film cumva? Nu e. E o carte despre istoria cinematografiei. Okay. O sinteză a evoluției cinematografiei, a inovațiilor din cinematografie, prezentarea regizorilor, a celor mai buni regizori din istorie. Cumva. Da, e despre domeniul ăsta, efectiv. Nu e custorie, e relatare. E documentare, să spun. Okay. Da? Dar e o carte pe care aș recomanda-o oricui. Însă, doar dacă îți place să citești și să descoperi unele lucruri. Altfel, e o carte destul de tehnică, da, pentru oamenii din domeniu. Dar o carte care e similară, care aparent e similară, ar fi Psihologia reclamei. Îmi pare rău că nu știu autorii, pentru că eu pe am parcurs acum vreo 15 ani. E un studiu parcurs personal, se numește Psihologia reclamei și acolo oricine dintre noi se poate identifica. Pentru că în cartea aceea, tot așa fiind explicat profesional, dacă vrei și tehnic, se explică cum funcționăm noi ca și receptori ai mesajului publicitar. E foarte interesant să înțelegi că mesajul acela publicitar e construit pentru ca tu să-l digeri și să ți-l însușești. Din punct de vedere vizual, auditiv, olfactiv, tactil, toate simțurile. Toate simțurile, da. Gustativ. Uh-huh. Da? Deci, sub toate formele, mesajul e construit în așa fel încât tu, prin procesele senzoriale, să-l înmagazinezi, să-l analizezi și să reacționezi la el. Să reacționezi pozitiv, conform finalității pe care și-o dorește emițătorul. Da, normal. Da. E foarte interesant dacă oamenii ar înțelege lucrurile astea, pentru că s-ar activa un alt proces cognitiv major, și anume gândirea. Și revenim la gândește. Gândește, da. Ori, dacă ai informații de genul ăsta, gândești. Începi să... Îți pui problema. Îți pui întrebări. Și te gândești la impulsul pe care îl ai și de unde izvorăște el. Dacă e un impuls care vine natural din ceea ce ești tu fiind puternic ca și entitate, ca și energie, sau vine din o sumă a unor mesaje pe care tu le-ai receptat, făcute atât de bine încât să-ți declanșeze ție acel impuls. Având câteva informații de acest gen, ai gândit. Și un minim. Le-ai analizat. Ajută. E o carte, Psihologia reclamei. Okay. Chiar e o carte pe care aș recomanda-o. Bine. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Cred că îmi era, nu știu dacă frică, poate confort, poate era într-o stare de confort, da, în momentul în care am părăsit satul. La 14 ani fizic, începând trebuind să merg la liceu. Ai plecat la liceu. Și vedeam în vacanță acasă sau la final de săptămână, făceam naveta. Da. Tren. Sau la 18 ani, dar cred că la 18 ani, când m-am și desprins de toate planurile sau proiectele pe care le aveam până atunci la nivel de sat. Am înțeles că e dincolo de
ceea ce eram eu, o lume mult mai mare în care pot să explorez fără limite. Și a fost momentul în care eu un sat, o să te amuzi de asta, în sat preocupările mele erau destul de restrânse. Încă de pe la 10-12 ani aveam inclinații muzicale destul de puternice. Ai mei încercau să facă față, neavând, nefiind niște oameni înstăriți, încercau să facă față cu cerințele mele și mai îmi cumpărau câte o chitară de jucărie, da, un acordeon, îmi plăcea foarte mult. Dar pe la 14 ani, când am început să fac primii bănuți, lucrând efectiv și lucrând pentru bani, da, da, între 12 și 14 ani, am început să lucrez, dar efectiv, greu, la munci, muncă, la câmp, la fizică, pădure, fizic, muncă fizică foarte multă. Și făcusem primii bănuți și am investit într-o orgă. Într-o orgă cu care am început să cânt, la nunți, la botezări într-o trupă. Ce tare! Am fost lăutar, da. Am fost lăutar până pe la 20 de ani. Sau era, să spunem, în ultima perioadă, 18-20 de ani, era deja o activitate care era așa adiacentă, la care am renunțat. Era un bonus, să zicem. Dar exact, doar că atunci, era o activitate atunci când am început, în care credeam. Uh-huh. Era o chestie prin care, era o modalitate prin care mă exprimam. Mi-aducea și bani, dar era o plăcere extraordinară să fiu în trupă cu băieții și să prestăm. Și aprecierea pe care o resimțeam din partea celorlalți era o satisfacție, îmi oferea o satisfacție uriașă. Da, cântând muzică de petrecere, manele, și de toate lucrurile astea. Ulterior, am... adică nu ulterior, că lucrurile se întâmplau în paralel, cântam la biserică. Teoretic, sâmbăta... Da, eram... Nu era cor, erau cântăreți. Erau doi cântăreți și eu eram copilul de lângă ei. Uh-huh. Ori sâmbăta seara, cântam la nuntă, ajungeam dimineața acasă și plecai la biserică. Aveam timp să fac un duș cu apa din bazin și să plec la biserică să cânt. Wow. Cam asta era... Și la asta se și limitau lucrurile, pentru că îmi doream să merg la un liceu în care să devin preot, dar nu se împăca cu cealaltă latura mea, în care eram extrem de petrecăreț și de... conflict de interese. Era un conflict de interese uriaș atunci. Acum nu mai prea e. Te-ai liniștit. Da, nu mai prea e pentru alții, vreau să zic. Ah, okay. Și pentru nici pentru mine, că nu mai fac niciuna dintre cele două lucruri și m-a schimbat radical raportat la fiecare dintre ele. Dar mi-am dat seama că am inclinații artistice foarte mari. Pictam foarte mult, desenam. Aveam culori, tempera cu care mergeam, îmi luam pânză, bloc de desen, și mergeam pe câmp, îmi improvizam un șevalet și făceam asta, desenam, îl pictam. Și m-am gândit la un moment dat care e exact întrebarea pe care o spuneam despre ea mai devreme, adică în ce direcție, am înțeles cine sunt, uh-huh, și în ce direcție vreau să mă îndrept, uh-huh, unde pot, în ce context pot coagula toate valorile, da, mele ca și individ. Și mi-am dat seama că ca să fie și o chestie, pentru că asta vine din educația de acasă, ca să fie și o chestie de la părinți, să fie ceva de viitor, am zis publicitatea. E domeniul în care le pot coagula vizual, auditiv, artă, dinamică, și pot să le îmbin. Și atunci a fost momentul în care aveam 14 ani, am plecat la liceu, undeva pe la 16 ani am înțeles că publicitatea e ceea ce e next level pentru mine. Și nu credea nimeni în asta. Adică dă-ți seama că atunci publicitatea însemna în anii de glorie sau de început, dacă vrei, de pionierat, însemna reclamă la Cielo, cu un taur într-o arenă, cu la Adidas Torsion. Aia era publicitatea atunci și oamenii nu se prea uitau la publicitate și mai ales în mediul nostru. Adică gândește cum am dus acasă și mi-a spus părinților, uite, eu vreau să lucrez în publicitate, și au spus, păi ce să facem publicitate? Nu vezi că nimeni nu se uită la televizor
când apare publicitate, merg oamenii să dea la animale, să își facă treburile prin curte. Asta e. Și cu toate, și atunci a fost, mi se pare, cea mai mare ruptură față de mediul în care eram, doar la nivel de idee. Apoi, la 18 ani, când a trebuit să-și iau decizia cu privire la ce fac următorul pas în viață, m-am gândit foarte bine și am spus, ok, nu am niciun viitor în sat. Mentalitățile s-au separat atât de tare față de felul în care eram. Da. Și am zis, bun, urmez direcția asta cu publicitatea și ca să fac publicitate de calitate, trebuie să învăț psihologie. Și asta am continuat. Fac și facultate. Da, pe urmă, drumul a fost ușor din punct de vedere al pașilor, foarte greu de înfăptuit. Știam ce pași urmează să fac, a fost foarte greu. Fiecare pas pe care l-am făcut. Dar era important că știam. Am ajuns și acum oameni care nu sunt foarte siguri ce pași trebuie să facă. Nu că nu sunt sigur de pas în sine, de modul în care îl fac. Nu știu în ce direcție să-l pentru fac. Ceul, sau mă rog. Asta. Da. Asta e. Da, ruptura cea mai mare a fost de sat, de mentalitatea și de preocupările mele de acolo. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Asta e, cred că faptul că am intuit sau am înțeles foarte rapid ce-mi doresc. Partea de reușită, așa, de aici a venit. Partea de reușită de aici a venit, pentru că am o certitudine foarte clară cu privire la felul în care o să evoluez. Încerc să o estimez și în timp. Deseori am reușit să devansez termenul în care înfăptuiesc pașii și obțin rezultatele, dar și de regulă nu depășesc aceste termene. Sunt destul de sigur de locul în care voi ajunge. Din punct de vedere al eșecului, cred că eșecurile în viață au fost legate de alți oameni cu care am demarat proiecte și care nu erau ca mine. Nu înțelegeau exact destinația. Și, să spunem, asocierea și încrederea oferită, lucru de care m-am lecuit. Nu mai am probleme de genul ăsta și nu am mai cunoscut eșecul sau într-o formă în care să mă marcheze. Poate a fost, să spunem, o nereușită sau nu cum mi-am dorit, că nici așteptări nu prea am la ceva. Pur și simplu muncesc știind că vreau să ajung acolo și chiar și așa știu că sunt o grămadă de alți factori din afară care influențează rezultatul și s-ar putea să nu ajung cu toate că premisele sunt, se îndreaptă în aceeași direcție. Și uite, dacă vrei, că acum discutăm cu tine și verbalizând îmi dau seama, până la urmă nici n-a fost eșec acela, că m-a făcut asta, m-a făcut să fiu așa, m-a făcut să fiu precaut și m-a făcut să fiu cumpătat și temperat cu privire la așteptări. Ți-a dat o nouă perspectivă. Și nu mai prea am așteptări. Cu atât mai mult față de ceilalți și nici față de efectele generate în urma acțiunilor mele. Nici legat de asta nu am așteptări și există mereu doza de nesiguranță. Știu sigur unde vreau să ajung și că o să ajung acolo. Timpul în care se întâmplă asta e o entitate pe care nu o pot controla. E necunoscută. E o necunoscută. Mă rog, dacă vrei să dezvoltăm de aici, pentru mine timpul e divinitatea, e supremul, e totul. E totul, nu? Timpul dă valoare. Timpul confirmă și timpul oferă sau nu existență, timpul naște, stinge. Așa văd lucrurile apropo de timp. E o chestie pe care nu eu o controlez, care mă controlează pe mine. Și atunci eu sunt sigur de tot ce ține de mine, dar nu pot să-mi creez o așteptare pentru că intervine elementul timpului. Cu siguranță care nu mai e controlul. Nu am așteptări față de ceilalți, de la ceilalți, dar știu cum să acționez eu ca să-i
determin pe ceilalți să facem lucruri în aceeași direcție, pentru că până acum am descoperit că rezultatele acțiunilor mele au generat interes și au generat bine celorlalți. Și cred că de asta sunt oameni alături de mine după 12 ani de la începerea proiectului. Timpul. Ce tare. M-ai pus pe gânduri. O să am de reflectat la asta. Da, pot să mai spun lucruri, dar... În privat. Da. Nu, în privat, că tu poți să faci ce vrei cu asta. Dar sunt mult mai complexe și mie mi se pare că sunt... Am început să le descoper și vorbim cu oamenii și despre aceste lucruri. Au început să vină la mine eu, emițându-le pe o bază de judecată treptată și încercând să descoper sau să punând în problemă. Și vreau, dar uite, e o teorie care e asemănătoare cu ce ai spus tu cu a ta. Mm-hmm. Și atunci primesc tot mai multe convingeri că lucrurile sunt... apropiate de confirmate. Sau că mai există și varianta aceasta de teorie. Mm-hmm. Pentru mine timpul nu e o chestie liniară. Mm-hmm. Pentru mine timpul e o chestie nici măcar circulară. Că nu începe și se închide. Nu se închide niciodată. Ciclicitatea. Ciclicitatea denotă paralelism, similitudini, dar niciodată suprapunere. Adică o acțiune care pleacă de aici nu se întoarce în același punct și mai pleacă o dată. Da? Dacă vrei să luăm planeta care... Da, nu se mai întoarce în același punct. Da, nu mai e în același punct. Îi pleacă de pe o etapă superioară și continuă. Și atunci se formează nu un cerc, ci un fel de spirală care, dacă ți-o desenezi aici, prinde o formă, ajunge un fel de arc. Dacă te trimit acolo la 30 de metri, 50 de metri de ea, o vezi ca pe un fir care poate construi o altă spirală. Și dacă te duci și mai departe, și uite așa, este de infinit, știi? Și de ne parcurs mental și, mă rog, e un subiect de abordat. Dacă o să-l pui ăsta, o să pierzi o piață. Stergem tot! Pentru că eu ți-am desenat aici și ceilalți nu au acces la partea cu da, grafică, ori informațiile pe care le obțin doar auditiv sunt mult mai puțin decât le obții tu. Dar mai ales dacă funcționează pe vizual. Și aș încerca să evit să mă consider și mai mulți oameni nebune, că deja sunt prieteni și familia. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să fie și mai sigură pe ea. Pentru că mai decisă, mai... algoritmul pe care am evoluat a fost unul bun. Poate dacă ai avea așa mi-aș spune, da. Dacă ai avea șansa, dacă se ivește șansa să te desprinzi mai repede de spațiul în care te-ai format, fă-o. Asta aș face. Mm-hmm. Asta ar fi sfatul pe care mi l-aș da. Pentru că între 14 ani și 18 ani, felul în care m-am desprins a fost unul destul de lent. 4 ani din viața unui om sunt enorm de mulți ani în care poți face enorm de multe lucruri. Au fost o perioadă în care m-am format, în care m-am descoperit, a fost o perioadă de tranziție. Dacă aș putea să scurtez perioada aia, aș câștiga timp. Care aș e foarte important. Timp, care e foarte important. Uh-huh. Și asta aș face. Și poate, nu știu, știu că atunci noi nu aveam nici opțiuni, nici oportunități. Părinții mei, nefiind niște oameni, ți-am spus, da, care aveau bani și care își permiteau, dar poate aș fi făcut școala primară la sat. A fost un mediu extraordinar de acumulare de informații și de dezvoltare și de aplicare a informațiilor pe care le-am dobândit. Dar poate după clasa 4 aș fi plecat atunci la oraș, la Sibiu, să trăiesc. Mi-ar fi fost enorm de greu. Desprinderea ar fi fost cruntă, ar fi fost enorm de greu. Dar de asta am avut nevoie mereu. Să-mi fie greu ca să înțeleg cât pot.
Și dacă aș fi început și mai repede tot ceea ce ar fac, fost aș fi mai realizat rapid și procesul. Mai mult. No. Da, pe baza unui algoritm, că da. Se poate ca cursul să fi fost cu totul și cu totul altfel. Dar păstrat algoritmul, da. Efectele exact. Mai rapide. Da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aș lua de la capăt, nu, asta nu e o problemă, da? Am pierdut totul de câteva ori. În toată ecuația asta, fericul e proiectul în care am investit și am canalizat tot de-a lungul timpului și oricât de greu mi-a fost, l-am continuat. În schimb, am pierdut o grămadă de alte proiecte sau am pierdut părți din modul meu de a analiza. Am pierdut multe lucruri nu le-am simțit lipsa. Pentru deci că am dobândit altele. Da? Continuat, da. Adică, în momentul în care s-ar întâmpla asta, nu m-ar șoca. Uh-huh. Asta spuneam. Nu e o senzație străină. Nu-mi crez așteptări. Înțeleg. Și atunci, lipsa unei structuri care te face să aștepți succesul, devine spațiu pentru a construi o strategie de backup, un plan B. Și atunci ai mereu backup-ul ăsta și o am. Și în general, la fiecare acțiune măruntă pe care o fac. Nu știu, am de organizat un proiect. Mi-l gândesc, dar mi-l gândesc în paralel dezvoltării lui și varianta. Dacă aici persoana respectivă nu ajunge la timp, soluții. Dăm drumul la partea asta, la altă, dacă asta se întâmplă aici. Și mereu gândesc toate proiectele așa. Așa fac și pași în viață. Și a devenit deja autoeducare și natural. Da. Dacă s-ar întâmpla un eșec și aș pierde tot, aș lua lucrurile fie de la capăt, fie le-aș face altfel, fie m-aș îndrepta într-o altă direcție, dar aș trage în continuare. Nu. Aș renunța. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Înțelegând ceea ce îți dorești. Înțelegând ceea ce îți dorești, înțelegând foarte bine ceea ce îți dorești, îți dai seama foarte rapid că trebuie să plătești pentru acel lucru. Ce, da, ce presupune? E destul de simplu, e ca în raportul comercial. Da? Știi că îți dorești o înghețată? A? Îți dai seama imediat, ai poftă de o înghețată, îți dai seama imediat în de momentul în care ajungi lângă înghețată, cât costă. E așa e și aici. În momentul în care îți dorești ceva foarte mult, începi să te informezi și să obții toate datele necesare cu privire la ce presupune obținerea acelui lucru. Și în momentul în care ai înțeles asta, știi ce trebuie să oferi. Și dar unde atunci, să apuci? Atunci depinde foarte mult de tine cât de abil ești în a plăti prețul cerut, dar care să fie cât mai puțin costisitor pentru tine. Pentru că în viață sunt lucruri pe care ți le dorești, pentru care poți plăti în foarte multe moduri. Dacă ai afișul acela pe care l-aș pune eu în oraș, l-ai vedea la fiecare pas, ai înțelege că poți să plătești varianta care pentru tine înseamnă cea mai mică pierdere. Pentru că mi se pare că cea mai mare pierdere ar putea fi să plătești cu sacrificiu, iar cea mai mică pierdere cu o strategie bine gândită, pusă la punct. Pentru orice lucru pe care îl obții în viața asta. Mm-hmm. Sub forma unui algoritm. Exact. Da. Da. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? George Lucas. Mm-hmm. De ce cred că a reușit? Pentru că a știut foarte bine ce-și dorește. Foarte bine a știut ce-și dorește și a rămas fidel viziunii lui. A rămas încercat să adapteze toate lucrurile viziunii lui și nu să adapteze viziunea contextului. Dacă ar fi adaptat viziunea contextului, nu ar mai fi avut nimic din realizările. N-ar mai fi fost unde acum. Pentru că dacă nu știi povestea, nu știu ascultătorii, o să creionez în linii mari. Da. El a vrut să facă asta, să facă războiul stelelor într-o perioadă în care westernurile erau la mare putere, nimeni nu credea în viitorul a ceea ce face el.
a proiectului lui. A fost un proiect care a costat 7 milioane de dolari, bani pe care nu-i avea, dar a trebuit să găsească un producător care să investească în asta și a găsit un producător, și aici vorbim de întrebarea de mai devreme, cât plătești, cât ești dispus să plătești pentru ce, a găsit un producător care era interesat și avea nevoie de un regizor pentru un alt film. Și l-a spus, bine, îți fac filmul acela, Majescu, dar ajută-mă și tu cu filmul ăsta. Da? Și așa a reușit. Troc. Exact. E, filmul acela a produs apoi 700 de milioane. Și aici discutăm la nivel de business. Dar gândește-te ce a produs pentru personalitatea George Lucas. Da. Și pentru ce a devenit el cu Lucasfilm, cu studiourile. Și faptul că a fost preluat ulterior de Colos, de Disney. De Disney a fost cumpărat. Da. Ce vrei mai mult? Și de aici, de aici el ar fi. Dacă vorbim despre succes, da. Asta e, un, da. E succes. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Cum faci? Cum ai făcut? Cum ai făcut? Asta. Nu, de ce ai făcut-o? Cum ai făcut-o? Da, sau de ce o mai... Asta era întrebarea pe care auzeam constant. De ce mai faci evenimentul ăsta dacă nu e... Mi-ar fi plăcut să mă întreb, cum reușești să-l faci? Că ne dăm seama cu toții că nu e productiv, nu-ți aduce bine. Cum totuși reușești să-l faci? Că dincolo, dacă ai impulsul de a mă întreba de ce-l mai faci, e clar că nu înțelegi destinația. Mai bine destinația mea. Da. Măcar încearcă să înțelegi cum reușesc. Poate te-ar inspira. Poate ți-ar aduce ceva nou. Poate ți-ar aduce o informație nouă pe care tu, ca și individ, o poți valorifica în viața ta. Cum ai făcut asta? Păi muncind. Cum ai făcut? Sacrificând. Riscând. Așa am făcut. Și pot să-ți dau și detaliile necesare și poate detaliile pe care ți le ofer se suprapun perfect peste situația ta. Felia ta. Și înțelegi atunci, foarte rapid și foarte simplu, pe ce butoane trebuie să apeși ca să ai rezultat. Super. E gata. Eu îți mulțumesc că ăștia sunt. Mulțumesc eu tare mult. M-am aprins așa în discuție. Foarte bine. Și pentru că mi-ai pus niște întrebări nu doar foarte bune, niște întrebări care m-au făcut să mă întorc mult în timp. Mă bucur. Să mă duc la niște chestii specifice și să-mi amintesc de perioade foarte grele care m-au adus aici. Și îți mulțumesc dincolo de invitație pentru experiență. Cu mare drag. Mă bucură.